Deși este foarte important să stipulăm conflictele prin contestații și proteste, conflictele care apar în societatea românească, cred că trebuie părăsită acea paradigmă civică aflată în exteriorul politicii. Politicul înțeles doar ca luptă pentru ciolan și luptă pentru putere. N-au funcționat în bună măsură protestele și nu funcționează pentru că societatea civilă are în continuare pretenția de a fi în afara statului, a capitalului, în afara politicii. Atât timp cât te situezi în afara politicii, îngheți după câteva zile, așa cum au înghețat și protestele din ianuarie-februarie de anul acesta. Trebuie gândită o nouă paradigmă în care suntem în interiorul politicii, dar politica nu mai este înțeleasă doar ca luptă parlamentară, luptă pentru resurse. Foarte bun!